dragi prieteni ai Compresului Muzeal de Științe ale Naturii. Vă informez pe această cale că activitatea cu publicul, adică de vizitare, este suspendată. Carantina ne obligă respectarea legislației de prevenție antiepidemică. Și în consecință am închis porțile pentru vizitatori. Noi continuăm să ne ocupăm de animale, atât noi, sub formă de două grupe, grupe care nu se întâlnesc și care asigură din acest, în acest mod proactiv eventualitatea unei îmbolnăviri și printre noi, să putem să avem o echipă de rezervă și, bineînțeles, voluntarii noștri. Și vorbind de voluntari, vă informez că putem continua să mai primim voluntari. Pentru a face voluntariat, vă informez că nu se poate realiza decât în pavilionul de echitație și pe în parcul dendrologic. Nu putem face în spațiile închise, nu putem face la animalele sălbatice, normal. Însă, Acolo unde am menționat la echitație sub îndrumarea instructorului și în partea de neurologic sub îndrumarea angajaților noștri, puteți face activități de voluntariat foarte frumoase, mișcare în aer liber, sănătoase în această perioadă. Veți face un contract, un contract care vă este necesar și pentru declarația dumneavoastră de deplasare, dar în același timp un contract care este obligat, obligatoriu pentru noi și pentru dumneavoastră de a respecta niște reguli. Pe lângă regulile pandemiei, este vorba de, de a respecta siguranța și sănătatea în muncă și de a respecta activitățile pe care vi, vi, vi se dau de făcut. Trebuie să fim un pic de organizare, nu neapărat disciplină, dar organizare, să fim, să fim frumos organizați. Pentru asta, scrieți-ne pe media pe care ne vedeți acum și, bineînțeles, officerontelfinarul.ru dorința noastră va fi primită, va fi îndeplinită. Noi la juridic și resurse umane ne organizăm, vă chemăm și vom face grupe de lucru de voluntariat începând de luni încolo. Toate astea se vor face organizat, frumos, științific chiar, în ideea de a avea un par de frumos, că este al Constanței, un, un pavilion de echitație frumos, fiindcă nu este interesant să avem în Constanța un oraș la mare, să avem și un pavilion de echitație și tentația asta de a călări. Vă mulțumesc și vă urez sănătate și de asemenea vă recomand să, recom să respectați indicațiile autorităților, fiindcă doar pe această cale putem ajuta la lupta antiepidemică.